Ai visat vreodată să câștigi marele premiu la loto și să nu-ți mai faci griji financiare? Cât de mari sunt totuși șansele tale reale de a câștiga? Haideți să ne uităm la aceste jocuri de noroc dintr-o perspectivă matematică, dar fără să te sperii. Îți voi explica totul simplu și pe înțelesul tuturor. Vom descompune calculele pentru cele mai populare jocuri de loto din România. 6 din 49, 5 din 40 și Joker. Ce înseamnă 6 din 49, 5 din 40 și Joker? 6 din 49 înseamnă că trebuie să alegi 6 numere dintr-un total de 49. 5 din 40 înseamnă că alegi 5 numere din 40. Joker are o structură mai complexă. Trebuie să alegi 5 numere din 45 și un număr suplimentar, numit Joker, din 20. Matematica din spatele acestor jocuri se bazează pe probabilitate. Acesta este un mod de a calcula șansele de a obține o anumită combinație. Hai să începem cu șansele de câștig la Loto 6 din 49. Pentru a înțelege cât de dificil este să câștigi, hai să vedem cum calculăm șansele. La 6 din 49, ai de ales 6 numere dintr-un total de 49, așa cum am zis anterior. Câte combinații posibile există? Pentru a afla acest lucru, folosim o formulă matematică care se numește combinări. Dar să nu te sperii, îți explic simplu. Imaginează-ți că alegi 6 bile dintr-un bol cu 49 de bile. Numărul total de combinații posibile se calculează folosind următoarea formulă. Combinări de 49 luate câte 6 este egal cu 49 factorial supra 6 factorial înmulțit cu 49 minus 6 factorial. Nu trebuie să știi exact ce înseamnă factorialul. Poți să te gândești doar că este un mod de a înmulți toate numerele de la 1 și până la un anumit număr. Rezultatul final este că există 13.983.816 combinații posibile. Asta înseamnă că șansa ta de a ghici toate cele 6 numere corecte este de 1 la 13.983.816. Pe scurt, șansele tale sunt extrem de mici. Cam ca și cum ai găsi un ac într-un car uriaș de fân. Hai să vorbim acum despre șansele de câștig la Loto 5 din 40. Pentru Loto 5 din 40 alegi 5 numere dintr-un total de 40, și vom folosi aceeași idee de combinări pentru a calcula câte combinații posibile există. Și hai să vedem. Combinări de 40 luate câte 5 este egal cu 40 factorial supra 5 factorial înmulțit cu 40 minus 5 factorial. Pe scurt, șansa ta de a câștiga premiul cel mare la 5 din 40 este de 1 la 658.008. Comparativ cu 6 din 49, ai șanse mai mari, dar tot sunt foarte mici. Acum să vorbim despre șansele tale de câștig la Joker. Jokerul este un pic mai complicat, pentru că sunt două selecții de făcut. Prima este să alegi 5 numere din 45, iar a doua este să alegi un număr Joker din 20. Pentru primele 5 numere. Combinări de 45 luate câte 5 este egal cu 1.221.759 de combinații posibile. Pentru numărul Joker ai 20 de opțiuni, deci probabilitatea pentru această alegere este de 1 din 20. Pentru a afla șansa totală, înmulțim cele două numere.
1.221.759 ori 20 este egal cu 24.435.180 de combinații posibile. Pe scurt, șansa ta de a câștiga la Joker este de 1 la 24.435.180. Este și mai dificil decât la 6 din 49. Dar de ce sunt șansele așa de mici? Aceste numere par imposibile și în realitate sunt extrem de greu de atins. De ce? Pentru că există atât de multe combinații posibile. Loteriile sunt concepute astfel încât șansele de câștig să fie foarte scăzute. Iar asta înseamnă că de fiecare dată când joci, este mult mai probabil să nu câștigi. Un lucru important de înțeles este că fiecare extragere este complet aleatorie, iar șansele nu se îmbunătățesc pe măsură ce joci mai mult. De fiecare dată când joci 6 din 49, șansa ta rămâne aceeași, de 1 la 13.983.816. În concluzie, merită să joci la loto? Adevărul este că șansele de câștig sunt foarte mici, dar oamenii continuă să joace pentru visul de a-și schimba complet viața într-o clipă. Dacă joci, trebuie să o faci responsabil, știind că probabilitatea de a câștiga marele premiu este foarte redusă. E important să tratezi loteria ca pe o distracție și nu ca pe o metodă de a face bani. Norocul poate fi de partea ta, dar matematica arată că este extrem de improbabil să câștigi. Șansele de a câștiga sunt ca o picătură într-un ocean, dar visul rămâne. Pentru unii, acel vis merită un bilet de loto din când în când.